Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti cașcaval de casă. Pentru aceasta punem într-o cratiță jumătate de kilogram de brânză de vaci. Turnăm deasupra jumătate de litru de lapte. Ambele produse trebuie să fie naturale. Punem cratița la foc mediu și periodic amestecăm cu spatula. Amestecăm până se lasă zerul, iar laptele devine parcă transparent. Adunăm brânza și o punem într-o sită. Lăsăm să se scurgă zerul circa 5 minute. După care o punem la baie de aburi. Adăugăm jumătate de linguriță de sare și jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Amestecăm cu spatula până se încorporează. Brânza va intra în reacție cu bicarbonatul și va deveni mai pufoasă. Observați cum începe să devină lipicioasă. Dacă acest proces nu se întâmplă, atunci brânza este de o calitate proastă. Adăugați 10-15 grame de unt. Compoziția cât de cât s-a omogenizat, acum o turnăm într-un vas uns cu ulei. Lăsăm să se răcească, după care dăm vasul în frigider pentru 3-4 ore. Cu ajutorul spatulei, dezlipim cașcavalul de margini. Cașcavalul este gata. Poftă bună!